Alin, ai mai jucat șac pe un teren de fotbal? Asta niciodată, n-am mai jucat. E o plăcere să joci cu copiii șac, să stai cu ei. E ceva frumos pentru mine. Îți place șacul? Da, cum să nu. Joc aproape în fiecare zi, mă relaxează și îmi place foarte mult. Cum a fost experiența la echipa națională? O experiență bună, m-am simțit bine. Am jucat și e important pentru mine. Am prins încredere și mă simt foarte bine. Ce trebuie să faci să bateți CFR Cluj? Nu știu, dacă suntem noi determinați, cu ambiție, eu zic că putem să-i batem, fără nicio problemă. Piesă preferată ai de pe tabla de șah? Poate Nebunul, că e imprevizibil. Trebuie să fiți imprevizibil să bate CFR-ul. Sigur, trebuie să fim imprevizibili, să ne facem jocul și după cum am zis, o să câștigăm cu siguranță. Ok, mersi. Cu drag. Vladu, ce ți-a plăcut întâi, petrolul sau șahul? Petrolul. Și cum e? Ești vii la meciuri? Da, mai vin la meciuri, câteodată. Și ce îți place cel mai mult la meciuri? Îmi place cum când dau petrolul goluri. Uh-huh. Ai un jucător preferat? Momentan nu. Deocamdată nu. Dar o piesă preferată de pe tabla de șah? Nebunul. De ce? Încă pot să dau Nebunul pentru o calitate. Uh-huh. Iubești și petrolul și șacul la fel de mult? Da. Te duci și la fotbal? Da, mai mă duc. Și vrei să faci carieră și în șac și în fotbal? Se poate? Nu știu, dar vreau să fiu ca Magnus Carlsen. Ce e mai greu, fotbalul sau șacul? Cred că șacul. De ce? Pentru că e mai mult de logică. Ok. Numele complet să mi-l spui. Gheorghe Vius Cătălin Ionuț.